Așa, uitați-l și pe domnul Manole. Manole, bună zi, bună seara. Ce faceți? Aștept să plecați? Merg... Așa repede, o așa o întrebare, nu sta să... Vă rog eu ca să nu vă... Sunt cetățean român, că sunteți reprezentantul cetățenilor, nu? Așa, vă rog, am o întrebare. În anul 2016... Da, vă rog, știți, mă scuzați că nu mă uit, dar mă uit... Nu contează, știți, în anul 2016 ați împrumutat partidul cu o sumă de bani, 50.000 de euro. Nu, nu e adevărat. Când ați ieșit parlamentar, da? Dar nu l-ați împrumutat. În 2019 am ieșit. Păi acei bani ați mai luat înapoi? Da. Da? Da, e pe contract totuși și pe... pe transfer bancar, adică n-am... Legi! Știți, Sam, asta o întrebare. Pensia specială. Da. Cum vă va sta? După ce nu veți mai fi... Sper să se desfințeze. Eu cum sper? Mai am destul de mult până la pensie. Să nu contează, dar o desfințăm. Alo. Nu știu unde sunt. Este doar o vorbă. Deci aruncată. Stați că acum cheamă taxi. Da. Nu, n-am chemat taxi, a venit iartă-mă. Deci îmi spuneți și mie pensiile speciale, imunitatea parlamentară, ai sute de parlamentari, votul electronic, cum îl facem? Votul electronic, îmi spuneți și mie dacă cumva așa... Da, se... e important să... Și îl faceți? Condamnarea crimelor comunismului. Ce facem? Deci, Manole, PSD, deputat. Răspunsurile sunt la fel, mă grăbesc, nu am timp. Dacă când ajung în Parlament, își bagi joc de noi. Din păcate, asta este realitatea. Ați văzut ce a spus, că a primit banii de la PSD înapoi și că a avut un contract. Ăștia sunt... oamenii politici. Acum îl așteptăm pe domnul Mănăstire, am să intru după aceea în direct.